Oficial, Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi ca adunarea generală a judecătorilor să fie convocată pentru data de 13 martie. Pe ordinea de zi a ședinței este inclusă prezentarea raportului activității Consiliului Superior al Magistraturii și a sistemului judecătoresc pentru anul trecut, prezentarea raportului Curții Supreme de Justiție cu privire la unificarea practicii judiciare în 2019 și va fi analizată situația la zi din sistemul judiciar. Amintim că ultima dată adunarea generală a judecătorilor a avut loc pe 27 septembrie, însă nu este clar dacă ședința și deciziile luate atunci au fost legale și dacă a fost întrunit cvorumul sau nu, deoarece sistemul judecătoresc se împărțise practic în două părți, una aplaudând acele hotărâri, iar cealaltă contestându-le. Printre deciziile luate atunci se numără și cea cu privire la revocarea din funcția membrilor CS aleși din rândul judecătorilor, care însă a fost contestată ulterior de Consiliu, respectiv atacată în instanța de judecată.